ședință care, în prima prezentare, avea o formă de zi, o să putem să transpac, sunt niște modificări de moment. Vis-a-vis de ordinea de zi stabilită inițial, dată cu dispoziția primarului de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local în luna mai, au intervenit niște modificări. Acordul inițiatorului, a domnului primar, scoatem de pe ordinea de zi punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional numărul 1 la contractul de concesiune numărul 1618 din 30.05.2013, încheiat între Consiliul Local al Comunei Vizii Călugăra și Parohia Romano-Catolică din Comuna Vizii Călugăra. Completăm ordinea de zi cu încă două proiecte de hotărâri. Primul proiect de hotărâre se referă la aprobarea utilizării definitive din excedentul anilor anteriori a sumei de 30.000 lei și încă un proiect de hotărâre care are legătură cu punctul 3 pe care l-am scos. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Vizii Călugăra a două bunuri mijloace fixe aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Vizii Călugăra în scopul scoatere din funcțiune, demolare, casare și valorificare acestora în condițiile legii. Dumneavoastră ați avut la MAPE inclusiv cele două proiecte de hotărâri care suplimentează ordinea de zi. Așa, în momentul în care vom ajunge la discuții la fiecare din punctele ordinii, o să vă dăm explicațiile necesare. Deci, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, în ordinea care am precizat-o acum. Primul punct, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.04.2017. 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile iunie, iulie și august 2013, inițiator primar comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Vizii Călugăra Județul Bacău la Asociația Comunilor din România, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, inițiator primarul comunei. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării definitive din excedentul anilor anteriori a sumei de 30.000 lei, inițiator primarul comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Vizii Călugăra a două bunuri mijloace fixe aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Vizii Călugăra în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificare acestora în condițiile legii. Și punctul 7. Diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă rugăm să votați. Local din data de 28.04.2017. Astfel de atunci, nu vreau? Da. Dacă sunt obiecții. Dacă nu trece la vot, sunteți de acord cu procesul de verbal să fie? Mulțumesc. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile iunie, iulie și august 2017. Da. Pe domnul Savo Carmin. Da. Este propunere, mai este propunere? Da. De ce m-a fost? Sunteți de acord? Domnul Savo? Da, nu știu. Da, vreau să legitez. Da, da, da. V-am întrebat. Sunteți de acord cu Savo? Normal. Se supune majorități. Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. Noi am mai intenționat să aderăm acum mai mulți ani la Asociația Comunilor din România. Nu s-a mai materializat acest demers.
Acum am, zis că este bine pentru dezvoltarea comunei să fim în această asociație, pentru că este o asociație legal constituită, care luptă pentru drepturile cetățenilor, în primul rând. Am să citez în exilia de motivatorului, cum ar fi aici am zis exact ce... Și am zis în felul următor, pentru buna reprezentare a intereselor comunii noastre în relațiile cu alte UAT-uri, cu alte instituții publice locale, centrale sau deconcentrate, alte organisme din țară și din străinătate, considerăm că aderarea la Asociația Comunilor din România este o măsură eficientă de rezolvare a diferitelor probleme cu care comunele se confruntă în organizarea și funcționarea din punct de vedere a serviciilor administrative. Da. Proiectul de hotărâre este conceput în conformitate cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin legea numărul 199 din 1997. De asemenea, în baza ordonanței Guvernului numărul 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, la ordonanței Guvernului 53 din 2002 privind statutul Unității Administrative Teritoriale aprobată cu modificări prin legea numărul 96 din 2003 și de asemenea în baza legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale. Ați avut proiectul de hotărâre și restul documentelor la mapă. Consider că... Acest for are sediul la Săucești? Sediul județean. Da, județean, este la Săucești, cum tare. Și... Da, președintele acolo, pe Bacău, este vicepreședinte pe țară. Pe țară, da. Mare. Mare. Și mare la Săucești. Da. Păi să ne plângem și dumneavoastră, domnule, pentru să ne ajute cu... cu pugul ăsta nu o să dăm. Poate vin dăm și... Nu era membre, deci până acum... Dar de acum, mă, ne plângem și lor, să vedem și... Dacă au și aceași probleme. Sunt promoțiuni de comuni, normal. Da, da, multe. Temeiu și Trești, Băugănești, mai țin de toate. Până un alt am zis că să ne ajutim auditul. Așa. Intern, pentru că este un sarcin în care, de fapt, dacă n-am putut la buceta în definire, sarcin în care incubă și din lege, și din decizia decizia Curții de Conturi și a decizia NAF-ului. Am avut, am trecut și vizita în acolo. Da. Deci, prin acord, sperăm să putem să exercităm și noi efectiv activitatea de audit public intern. Noi avem un post în organigramă de auditor, l-am scos la concurs, nu s-a prezentat nimeni, și de atunci suntem locați. Pentru că nu avem cum sunt o serie de proceduri care trebuie să îndeplinite și sperăm să le putem îndeplini sub umbrela acestei asociații. Deci ei deja au făcut demersuri pentru UAT-urile care sunt deja membri acolo și vrem și noi să prindem din urmă, să putem să îndeplinim și noi problema asta până una alta și după aia, bineînțeles, vor mai fi și alte probleme care pot fi rezolvate prin intermediul acolo. Și este o contribuție, este o contribuție. În funcție de numărul de locuitori, nu este o sumă foarte mare, da? Ați văzut că în articolul 3 spune obligațiile financiare rezultate din acordurile de cooperare la asociații se suportă din bugetul local. O să vedem exact cât este contribuția pe anul ăsta și cât va trebui să plătim din anul ăsta, pentru că noi dacă intrăm de acum, o să fie numai pe jumătate de anul ăsta și o să facem, bineînțeles, hotărâri de consiliu local. Dacă o să fie nevoie, s-ar putea să fie suficient doar articolul ăsta din hotărârea cu aprobarea aderării. Da, da, da. Da, oricum o să vă aducem la cunoștință cât este cuantumul cotizației anuale și cât va trebui să plătim anul ăsta. Da. Dacă nu sunt întrebări. Dacă nu trecem la vot. Îți dai costum, vă rog, să plec. Majoritatea sau toată lumea? Toată lumea. Majoritatea. Cum vreți? Nu cum vrem, pentru că este stresat.
Toată lumea s-a majoritate. Da. După cum am zis și următorul punct, proiectul de hotărâre privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și executarea activității de audit public intern, are legătură cu aderarea. Ați avut inclusiv proiectul de acord de cooperare la mapă. A venit în conținutul proiectului de acord sunt specificate atribuțiile compartimentului de audit public intern și noi avem compartimentul ăsta, dar nu este funcțional de păcate. Va deveni. Va deveni, da. Da. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, să trecem la vot. Da. Deci vreau să vedem cu forma propusă a proiectului de hotărâre. Deci la fază, e o altă opțiune. Vă mulțumesc. Așa, trecem la următorul punct, punctul 4. Proiect de hotărâre de aprobare a utilizării definitive din excedentul anului la greutate de 10.000 lei. Deci, utilizării din martie. Da. Deci, la propunere, articolul nu s-a aprobat utilizarea definitivă din excedentul anului anterior, a sumei de 30.000 lei, respectiv se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017, conform anexei care face parte integrală din cea de hotărâre. Articolul 2, prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut și spus spre aprobare de urgență și s-a ordinat la Consiliul Local al Comunei Bizicălor de Subacău din luna mai 2017 și va fi adus la conștiință publică. Pentru ce sunt în spate, este referată această sumă a folosită pentru achiziționarea unei pompe submersive pentru sistemul de alimentare cu apă. Da. Aveți și prețul, da. La TPSA, și un convertizor de frecvență bifazat. Tot pentru stația de... În spate are și prețul de scoasă de PSA, deci sunt scoasă prin prezent, direct, nu prin intermediar, nu... Da. Deci o pompă este asta, pentru asta... Păi cu asta trebuie să avem foarte mare grijă, că vine vara și rămâne fără o punem. Mă am uitat un pic aici. Garanții? Garantii, probabil, când e pompa ce e pompa, pe facturi, după aia... Sigur că e. Depinde de fiecare. Da. O mapă de garanție la suma asta. Sigur că de garanție. Asta e suma destul de mare. Nu, oricum are garanție. Cei nu are garanție. Are garanție. Fără garanție. Nu poți să ai contul. Sigur că nu se poate, nu are garanție. Odată cu schimbarea pompelor, deci când schimbăm o pompă, schimbăm și... tubulatura. Trecem din tubulatura de fier, fond sau ce este, pe presiuni. Plastic. Sigur mai... Da. Da. Și asta e posibilitatea să rupă sau să cadă în urmă. La 20 de metri mai scoți cu... Da. Putem să rupă și întâmplă pentru că vine vara. Vine vara. Trebuie să le punem la fond, pentru că se anunță iunie și august foarte fierbinți. Așa spun meteorologii. Dacă merge pe 6 pompe, normal, face față, deci o să ai probleme cu apă, dar asta e cea mai problematică să toate. Da. Pompa veche? Arsă. Pompa veche, arsă și... Reparația costă 10.000 și ea costă 13.000. Deci nu merită donatul sau... Da, trebuie să la București. Faci două drumuri la București, faci două drumuri la București, te-ai dus peste. La orice motor, când ai dominat, eu scuze 30%. Pare pe că sunt casate, sunt la stații, nu le-am dus nicăieri. Nu mai merită, da, avea dominat. Costă mai mult. Și numai au eficiența care trebuie să o ai. Dar da. Odată ce e desfăcut... Da, da. Sunt întrebări? Sunteți de acord cu forma propusă pe care te referi? Da, cele mai bune firme totuși. Aia nu trebuie să fie 2014, ce mi-a făcut? Da. Dacă este prețul?
Comisia mea va trece mai departe la punctul 5 la ordine de zi. Da. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Vizii Călugăra, două bunuri mijloace fixe, aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Vizii Călugăra, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificare acestora în condiții de lege. O să încep cu începutul, care are legătură cu cererea depusă de Parohia Romano-Catolică. Am pus-o la mapă, da. Cererea, așa, deși cererea va face obiectul unui alt punct la o altă ședință, sperăm cât mai repede, la ședința următoare, după ce facem date de mersuri de gestiune din vedere administrativ. Așa, despre ce este vorba. Construcția bisericii din Osebiți este aproape gata. Da. Pentru a putea fi folosită, este nevoie de construirea unui grup sanitar, a unor alei și a unei parcări. Așa. Inițial s-a crezut că se poate reabilita grupul sanitar vechi, care este acolo în apropierea terenului, pe care noi l-am concesionat în 2013. Așa. Și atunci am pus pe ordinea de zi direct încheierea unui act adițional cu privire la suplimentarea suprafeței concesionate inițial în 2013. Dar din momentul în care constructorul a venit cu soluția că nu-i bun toaleta veche și că nu respectă normele de mediu viitoare la momentul respectiv, atunci trebuie să găsim altă soluție. Soluția care ar fi? Să demolăm grupul sanitar vechi și o magazie care este acolo pe teren, având în vedere că sunt în stare nesatisfăcătoare, da. Așa, și trebuiesc demolate, casate, valorificate în condițiile bine. Asta este, spune proiectul de hotărâre, da? Așa, ele sunt prinse în inventarul domeniului public al Comunei, aprobat prin hotărârea de Guvern 1347, și în inventarierea din punct de vedere contabil. Și atunci, prin acest proiect de hotărâre, se va stabili o comisie de casare care va lua la cunoștință de starea celor două bunuri mijloace fixe și va hotărâ în sper să demolat. După demersurile astea, se va emite autorizația de demolare. Noi o vom emite, primăria, așa. Mai departe, în următorul pas, mergem și modificăm cartea funciară, avem cartea funciară acolo, să dispară din cartea funciară aceste două mijloace fixe. Și abia după ce terenul rămâne curat, îl vom pune la dispoziția bisericii pentru construirea grupului sanitar, a parcării și a aleilor pietonale către grupul sanitar. Deci cam asta spune... Se este adică de echipă, deasupra e clar de vetor, dar să am pus... Toaleta este vechi, antică, făcută în 1900. Nici nu știm când e făcută, dar probabil e făcută odată cu școala vechi. Probabil 50-60. Nu avem în... De asta nici am trecut în proiectul de hotărâre. O recunoscută toalete cu apă, cu... Da. Deci cam asta ar fi procedura din punct de vedere administrativ. Ce trebuie să facem ca să rămână terenul liber de sarcini și să putem să după aia de la dispoziția bisericii. La momentul când vom pregăti proiectul de hotărâre privind semnarea actului adițional, o să vă explicăm și de ce nu procedăm din nou la licitație. Pentru că conform ordonanței 54, orice bun din domeniul public trebuie scos la licitație. Dar
Da, există un dar mare aici. Având în vedere că noi am pus la dispoziție bisericii suprafața inițială de 920 metri pătrați, pentru construirea bisericii inițiale era vorba de o capelă și, de fapt, de aia am făcut de concesiune, așa. După aia am făcut concesiunea și este, zicem noi, modalitatea cea mai simplă să modificăm pentru un arc adițional suprafața și să putem să se poată da în folosință biserica pentru cetățenii. Deci este vorba de un interes public, la urmă. L-am fi putut da și în folosință gratuită, conform legii 215, dar, având în vedere că avem deja un contract de concesiune în derulare, ne-am gândit că pentru curtea de conturi ar fi mai bine să facem așa cu adițional, să nu ne zică ceva cu curtea de conturi. Am expus problema și la prefectură și este bine așa cu adițional. Cine se va ocupa de demolare? O să facem un proiect. Calității de viceprimar
cu cea de consilier local. Știți că inițial, în momentul în care se alegea cu viceprimarul, își pierdea calitatea de consilier local și intra următorul pe listă, așa, din 2008 viceprimarul este și consilier local, dar nu primește indemnizație, iar acum, odată cu intrarea în vigoare acestei legi, există o nesiguranță legislativă. De ce? Pentru că legea 215 a rămas neschimbată, adică viceprimarul se alege de numul consilierilor locali. Statutul aleșilor locali, legea 393/2004, la fel spune. Viceprimarul este ales de rândul consilierilor locali. Și atunci cei de la Agenția Națională de Integritate ne-au trimis o adresă prin mediul prefecturii. Din punctul meu de vedere, adresa nu clarifică deloc situația. Și ca atare o să fac o adresă către ANI să ne dea un punct de vedere scris și nouă la ce aș avea de claritate. Nu la indemnizația pe care o primește domnul viceprimar, pentru că el primește doar indemnizația de viceprimar și nu cea de consilier local. Deci aici n-ar fi o stare de incompatibilitate. Dar ar fi o stare de incompatibilitate pentru că își exercită efectiv atribuțiile de consilier local în momentul în care votează actele administrative care se adoptă de consilier local. Și aici ar trebui clarificată situația. Are dreptul să voteze, nu are dreptul să voteze. Să vedem. Și atunci am să fac o adresă la ANI, să vedem cine răspunde ANI, până una alta. Mergem așa. Mergem așa. Da. Prefectura și-a făcut datoria, mi-a dat adresa respectivă, dar adresa nu este clară. Da. Decât cu privire la indemnizații. Este clar că nu cred că este un UATE care a plătit viceprimarul și indemnizația de viceprimar și cea din consilier local. Nu cred că este cineva. Deci aici era clară, zic eu, situația. Dar ce facem cu atribuțiile de consilier local pe care vine viceprimar și le exercită în fiecare lună, votând. Aici ar fi problema. Și o să vedem ce o să zic ANI. Așa. Tot de la instituția prefectului ne-a venit o adresă cu privire la implementarea de pregătire a Registrului Național Agricol și a Registrului Național al Nomenclaturilor Stradale. A intrat pe Registrul Național Agricol și a Registrului Național al Nomenclaturilor Stradale. A intrat în vigoare legea 54 care modifică ordonanța 28 cu privire la Registrul Agricol și va trebui să aprobăm prin hotărâre de Consiliu Local un ordin de întocmire a Registrului Agricol pe suport de hârtie și în format electronic, începând cu 1 ianuarie 2018. Deocamdată așteptăm normele metodologice la această lege, să vedem exact în concret cum va trebui să implementăm noi aceste registre. Noi avem și la ora actuală Registrul Agricol în format electronic. Nu suntem mulțumiți de acest program care îl avem de la SOBIS. Ei ne-au zis că sunt specializați numai pe contabilitate și pe taxe și impozite. Atunci am zis, atunci dați-vă la o parte dacă nu sunteți și pe Registrul Agricol, pentru că, în primul rând, un registru electronic trebuie să te ajute în activitate. Adică în momentul în care ai o situație urgentă, imediat să poți să listezi-o, să o adare situației. Ori programul nostru, din păcate, lasă unde dorit. Între timp a venit și l-a mai pus un pic la punct. Când am vrut să semnăm contractul, să prelungim contractul și atunci am avut un cotor și-o venit, dar încă nu este bine. Și o să vedem dacă o să se stabilească la nivel național un model de program electronic, ar fi foarte bine. Exact cum este cel cu privire la registrul electoral.
este făcut de la CED. Noi am implementat fiecare UAT aici. Au mai fost probleme și aici la început cu implementarea, cu una alta. Așa, dar acum merge foarte bine. Cam așa trebuie să fie și la registrul agricol, pentru că este foarte important registrul agricol într-un UAT. Cel puțin la noi, la comune, este foarte important. Este baza pentru, și pentru celelalte compartimente, să zic, inclusiv pentru taxe și impozite. Așa. Vis-a-vis de Registrul Național al Nomenclaturilor Stradale. Va trebui să facem această nomenclatură stradală, așa, și cred că o să o putem face fără să avem cubul, adică să facem cu cubul ăsta care încă este pe lungit, așa, dar cu mențiunea că ar fi bine ca să dăm denumiri la străzi cât mai neutre, adică să nu punem denumiri personalității, că atunci o să trebuiască comisii, o procedură mai îndelungată și dar mai avem timp efectiv pentru noi, conform legii la 1 ianuarie 2018, trebuie să implementăm acest registru. Și atunci o să stabilim o comisie care o să meargă și în teren, o să facă și hârtiile și o să stabilim acest nomenclator. La momentul respectiv o să prezentăm în ședință de Consiliu Local și după aia sperăm să intrăm în linie dreaptă până la 1 ianuarie 2018, dacă nu o să mai zică regitorul două modificare. Modificare, da. O completare discutată, dar unele tot unele se rămâne din totdeauna. Bineînțeles, da. Dar și viața nu se rămâne. Dar și ulițe care am devenit. Dar și viața se le de acolo vine fiecare se produce. Fiecare unicioară trebuie numărat. Da, cartier, rândul, rândul 2 sau rândul 1. Da, da, da. Dar trebuie și la, dacă ziceți de nume, de personalități și astea, să mă trebuie mai nou reprezentat sau și face parte din cultura asta, din identitatea. Ar fi lupul, da? Ar fi, nu știu, Sfântul Anton, cartierul Sfântul Anton, care e o chestie care, într-adevăr, se merită. Piațeta, da. Piațeta din fața bisericii, de atunci. Andrei Lupu sau... Andrei Lupu, da. Cred că apoi sunt foarte mari probleme la vecinii cu ei. Toate numirii la străzi. Da, da, deci nu ca fie. Nu, da, e numirii la străzi. Da, la străzi. Sau la străzi. Băsesc. Da, Băsescu. Nu, nu. Este chena, este chena de cu noi. Da, da, da. De la capăt la capăt. Aia și numele rotat. De multe ori sunt intersecții care... Ca să le numele. Dar așa am denumit de străzi, putem găsi numele de scor, numele de șoare, numele de... Așa au făcut la Temeiuș, vă dau exemplu, au rezolvat foarte bine. Erau de mult. Nu, de mult, s-au făcut. Am făcut. S-au făcut. S-au făcut acum, da? Așa. Dar au luat denumire de mult, v-am zis, nu s-a complicat. Nu avea timp, mai avea timp. Eu avea asta în 2018, de liniești, dar a stat acrim. Da, bine, aveau și înainte, dar zic, acum l-am autorizat acum, să zicem, înainte de a intra în vigoare legea asta. Ei mai aveau ceva înainte plecat, noi n-avem nimic, noi suntem la zero. Din 2004, dacă poate să aminte, tot am spus treaba asta, să dăm denumiri la străzi, că era rușinos, că venea o scrisoare, venea un plic, atunci nu era e-mail-ul, nu era poștă electronică și căuta toate amestecul cu bergheța din Osebit, veneau la mine și invers. Da, da, da. Dar când le vorbeam, noi auzeam atunci. Da, da, exact. Acum să dăm și un colț. Da. 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 Bun, la diverse, dacă trecem, apropo de pod excavator, vezi că n-am mai făcut niciun contract, nicio firmă pentru pod excavator. Ați fost postul de șofer. Așa. Mai începem postul ăsta, deci este publicat în prezentare post, da? Eu cam mult timp. Și nu știu dacă o să găsesc o persoană chiar. Deci să fie și pe microbuzul. Și pe așa primării și pe bun de excavator. Adică, și microbuzul. Adică noi vreau să rezolvăm
toată problema, toate trei, nu s-o trebuie. Eu, ce eu, nu trebuie. Toate categoriile trebuie să le asta înseamnă să aibă toate categoriile și nu m-am înțeles. Dar să faci pe loc, acolo. Păi tu... E nevoie de urci. Tot ce e la venit. Tot ce e la venit. Dar eu cred dacă... Nu vorba să luat. Anunțul. Este așa. Și oferi. Și monitorul. Așa e legea. Și nu se nu s-a nu a încesat nimeni solicitarea nimic. Dacă va da să ce cere de da, au venit două persoane. Da? Păi da. Nu m-au întrebat. Nu m-au întrebat, nu s-au întrebat. Nu m-au întrebat. Da. Nu sunt eu. Ia pe cum să le are în grup. La intrare cu. Da, trebuie să mai dăm aceasta care a fost în prima parte. Nu trece un pic 20 săptămâni, dar ce să se bagi în cu noi? Chiar dacă trebuie să-mi luat problema asta. Să facem și ceva în scris. La care care le desfășoară care să facem la parcă am forță la titoane. Ce? Nu mai are loc cu microbuzul. Da, o să vă să mai. Hai pe care nu am profesional, eu iau un normal, este bolă de ceva. Firmă. Eu m-am gândit să iau să mai. Băi, nu se pare. Dar nu se pare. O om exact poate, el e un din lume. Ia și eu. Ce? Nu e pare, are problemă. Pentru că face probleme. Trebuie să facem. Adică nu am șanse să-i plătesc.
Nu, 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 dar nu, am putea să mergem și la zi cu un astfel de...
O să tragi când vrei. Bulele, ce trebuie să cam de gaz. Gaz. Noi doar îi spate. Noi tragem. Ea plătește. Un sondaj. Un sondaj. 1800, au venit 300. Deci niciun sfert. Obie să ne cazi mai pe investiția. Și costă foarte mult, sunt fonduri pe... Dar cine să tragă? Cine? Nu înțeleg. Primăria? E primăria. Deci dacă ar fi vreun fond de acces, asta ar fi... Universitatea sau poate face o persoană fizică. Da. Nu s-o apare cu un furnizor de... Exact. Hanul Măgura vrea să-și tragă din Măgura, să trecă până la Hanul Măgura. Da. Gata. Teritoriul nostru. Deja studiază să facă studii. Cât îl ajunge și cât o costă, nu știu, numai. Restul de mulți bani. Foarte mulți bani. Eu am vrut să arăt gazul 91 de la Metalbac până la mine. Și mi-au spus cei de la reprezentanții de la gaz, să noi mai caută încă 4 familii, vă costă 25 de milioane. Atunci, 25 de milioane, foarte mult era. N-a vrut niciunul. Deci eu eram unul, n-am mai făcut. Doar dacă sunteți proprietari pe teren și concesionari sau vindeți sau închiriați cetățenii. Dar nu se investesc cu primărie pentru cine? Scot banii din poate. Dar nu se poate, n-ai cum. Concesionare de 99 de ani. N-are cum. Noi nimănăm versetul la chestii magistrală. De la Cantare 70 până la Curtea Ceapel, 6 km. Deci magistrală care e de la SRM la SRM. Pentru că aici e distribuția. Da. Nu trebuie să ne bătăm cu apă rece că face primăria și face nu știu ce. Ce e de făcut să facă primăria? Nu ce înseamnă infrastructură. Sper că se poate marca cu apă menajeră și pe extinderea alimentare cu apă. Nu mai primi fără asfaltare. Asta le putem face noi. Cred că... Da. Dar nu asfaltare. Nu se poate un pic de drumul ăla. Ce gropi sunt când plouă, e dezastru acolo. Pare, treci tu de acolo, te dăr. Da. Asta înseamnă cu alte drumuri, tot așa. Asta luați în calcul, se întâmplă că anul trecut,
Când spuneți că ați reparat, a venit apa și a luat tot. Deci trebuie un breder și un cilindru compactor. Și atunci să mai fi spune la vei. Și o stradă de balasă. Și exact, un sort de care e poți să spui că e și un metod. Plătești să faci un lucru cu un sfat, un kilometru, dar știi că e pentru teroarul... Nelimitat. Nu nelimitat, da. Orice să spui. Am înțeles, asta o să facă. Nu ne trebuie la mare. Nu mi-a marcat pe acolo, că sunt cu copa și cu zăpadă, nu mi-a dat acolo. O marcat în partea noastră, nu. O marcat numai pentru el. Da. Deci să declarăm închise toate lucrurile.